Comandă asistență, deși antevorbitorii au amintit câteva din realizările Institutului, cred că e un moment potrivit să vă prezint, sigur, nu în detaliu, aria tematică de cercetare a Institutului la nivelul celor 20 de ani de activitate. Aceste direcții de cercetare, cele mai multe dintre ele, au fost valorificate prin publicare de volume, volume realizate în interiorul Institutului, în totalitate, partea tehnică, pregătire, până la tipar. Tiparul, cu sigur, fiind executat de tipografii specializate la acestea. Îți spun acest lucru pentru că el arată că cercetătorii din Institutul nostru sunt capabili nu numai să ducă la un sfârșit corecte, ci să și coordoneze, redacteze, editeze volume de studii și documente. Aria tematică pe care vreau să o prezint foarte pe scurt, nu are o împărțire. N-am învățat-o pe categorii, ci sigur am extras-o pe un criteriu cronologic. Institutul a început, primele proiecte de cercetare au fost consacrate studiului ideologiei și structurilor comuniste în perioada intergenică și în completarea acestei teme de cercetare, un alt colectiv a realizat o cercetare privind istoria mișcării regionale. Această cercetare aproape s-a încheiat și ea a văzut proiectul de cercetare a fost valorificat în publicarea mai multor volume de documente. Am inclus în planurile noastre de cercetare și în cele editoriale tratarea relațiilor despre rezistența anticomunistă s-ar putea, aș putea să vorbesc aici un timp mai mult, dar nu mult am la dispoziție, fiindcă foarte multe volume de documente și studii publicate de institut au fost consacrate acestui aspect. Am publicat volume despre rezistența anticomunistă în Bucovina, Oltenia, Banat, Dobrogea, Maramureș, Apuseni, Făgăraș. O altă temă foarte bine fructificată a fost colectivizarea agriculturii în trei dimensiuni, dimensiunea politică, aspectele represive și legislația colectivizării. Deși nu suntem un institut de specialitate, am lăsat un spațiu editorial pentru tratarea istoriei militare, și sunt cunoscute cele două volume consacrate evoluției tratatului de la Varșovia, dar și două volume despre tratamentul aplicat de interii militare în România după instaurarea regimului comunist. Despre istoria Basarabiei am publicat mai multe volume realizate de colegii noștri, Marta Moraru și Tariu Arade. Despre regimul de detenție avem cel puțin 10 volume, dacă să vorbim aici și biografiile celor încarcerați, precum și un volum foarte important pentru că arată cadrul instituțional și juridic și normele nu erau aplicate, dar ele erau puse
cadru formal, singur comandanță de închisori, cum și nu respectau nici măcar aceste norme impuse de regimul comunist. Istoria Bisericii Ortodoxe Române, așa cum s-a menționat și mai devreme, a constituit de asemenea obiectul de cercetare. Domnul director Adi Ciuceanu a realizat un volum privind prezența reprezentanților bisericii în documentele securității și cum securitatea urmărea desfășurarea activităților în cadrul bisericii. Acest volum a cunoscut și o versiune din Maia. De asemenea, există cercetări și volume publicate privind relațiile sub-chineze, istoria social-democrației, mai ales sub aspectul reprimării ei sub regimul comunist, activitățile SSI deja la celălalt de la Războiul Mondial, o istorie documentară a frontului Plucarilor, o monografie despre reforma agrară în 1945, o istorie organică de securitate până în 1964, un volum consacrat relațiilor moldoveneze, volume privind istoria Poloniei, cu accent pe momentul Solidaritatea, un volum consacrat istoriei minorității germane în 1944, un alt volum despre epurările din universitățile din România în anii stalinismului, o istorie economică din perspectiva carierului, memorii, așa cum s-a menționat, mai multe volume de memorii ale foștilor reținuți politici, dar și viața cotidiană. În acest sens, Institutul a publicat un foarte interesant volum de memorii, am fost primar în perioada comunistă, din care se poate, în care se poate regăsi aproape pas cu pas desfășurarea activităților într-o localitate din România din anii 70. Alte teme au fost legate de urbanism, de politica externă a României în perioada Tei și Ceaușescu, de istoria Uniunii Sovietice în momentul Gorbaciov și, desigur, trebuie să închei această prezentare cu lucrarea care este considerată o sinteză, dar în același timp și o împlinire din perspectiva capacității instituționale a Institutului de a coordona, de a organiza un proiect național, o lucrare de enciclopedia regimului comunist, o lucrare pornită de Institut, dar realizată, dusă la bun sfârșit, cu colaborarea aproape 100 de cercetători de la diverse institute de cercetare, CNSAS, Arhivele Naționale, diverse universități din țară. Din această lucrare au apărut până acum două volume consacrate represiunii, un volum despre instituțiile din România și în pregătire este un volum, poate vor fi mai multe, despre Partidul Comunist, structurile sale în perioada 1945-1989. Am să închei punctând patru elemente pe care le consider definitorii pentru bilanțul de 20 de ani. Primul ține de faptul că Institutul a permis afirmarea multor tineri cercetători care cu greu în anii 90 și-ar fi putut găsi în cercetarea științifică un loc în care să publice la început articole, studii și mai târziu volume. Al doilea element pe care consider important este cel legat de activitatea editorială. Trebuie să vă spun că au existat ani în care Institutul a reușit să publice, e adevărat, cu finanțare de la bugetul de stat, dar combinată și cu sponsorizări private, 15 volume în singur an. Nu vreau să fac comparații cu activitatea altor institute, nu stă puterea mea să fac acest lucru, dar pentru un institut mic, cu un
corp de cercetare destul de limitat, a publicat 15 volume într-un singur an, volume foarte diverse, de la volume de documente, studii, biografii, analize instituționale, deci o paletă foarte diversă. A treia lucru care caracterizează cei 20 de ani de activitate este o deschidere spre colaborări și proiecte internaționale. Au fost amintiți aici simpozionul despre solidaritatea, simpozionul despre Cancun, dar au fost și alte manifestări realizate prin parteneriate cu institute, centre din spațiul ex-sovietic. Și în sfârșit, ultima, să spunem, caracteristică pe care o consider poate cea mai importantă, este că am reușit în acești 20 de ani să păstrăm un ton de obiectivitate. Dacă veți parcurge volumele noastre, primul a apărut în 1994, cel mai recent este de 2012, nu cred că veți putea găsi afirmații care să aibă colaturi politice sau de altă natură care să deformeze interpretarea științifică. Cred că am respectat această disciplină în a privi actul cercetării ca un act de mare responsabilitate față de societatea de azi, dar mai ales pentru cei care, generațiile noi, care vin și vor să vadă într-adevăr ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc, domnule conferențiar.